Gigel avea o cutie cu bomboane. El a dat frățiorului 4 și i-au mai rămas 5. Câte bomboane avea la început? Această problemă ne ajută să vedem cum se poate calcula descăzutul atunci când cunoaștem scăzătorul și restul. Iată! Giger avea o cutie cu bomboane, nu știm câte bomboane în cutie, numai că putem să notăm și noi, iată, cu B, cea de-a doua literă a alfabetului. A dat frățiorului 4 și minus 4, iar lui i-au rămas 5 bomboane. Câte bomboane avea la început? Cunoaștem scăzătorul 4, restul 5. Nu știm cine este descăzutul. Pentru a afla câte bomboane avea băiatul la început, putem ca bomboanelor rămase, celor 5, să le adăugăm bomboanele pe care le-a dat frățiorului, adică pe cele 4. Și aceasta înseamnă operația de adunare. Putem să scriem B egal cu 5 plus 4. 5 plus 4, știm să calculăm. Valoarea lui B este 9. Iată, Gigel a avut în cutia sa 9 bomboane. Ca să verificăm, înlocuim pe B 9. Descăzutul este 9. 9 minus 4 este egal, așa este, cu 5. Înseamnă că am lucrat corect. Descăzutul este singurul număr care se află prin adunare, pentru că el este numărul mare, numărul din care se scade. Adunând scăzătorul cu diferența, obținem descăzutul. Într-un cerc se jucau 8 copii. Câțiva au plecat și au rămas 6. Câți copii au plecat? Aceasta este o problemă care ne ajută să aflăm scăzătorul atunci când cunoaștem descăzutul și restul. Să punem și noi problema într-un exercițiu. Erau 8 copii. Câțiva au plecat. Nu știu câți copii au plecat, de aceea voi înlocui și eu cu litera C. Și au rămas 6. Câți copii au plecat? Cu alte cuvinte, cunoaștem descăzutul, este 8. Cunoaștem restul, diferența care este 6, nu cunoaștem scăzătorul. Cum vom afla numărul copiilor plecați? Din totalul copiilor din cerc, va trebui să-i scădem pe cei care au rămas, să vedem câți copii au plecat, adică C egal din total, adică din 8. Scădem copiii rămași, numărul copiilor rămași, adică 6. Iar 8 minus 6 este egal cu 2. C este egal cu 2. Deci iată, scăzătorul este 2. 2 copii au plecat pentru a rămâne 6. Ca să verificăm, 8 minus scăzătorul fiind 2, îl scriem aici, la locul său, 2, egal cu 6. Înseamnă că am lucrat corect. Iată, pentru a afla valoarea scăzătorului, va trebui ca din descăzut să scădem diferența. Și în felul acesta aflăm corect scăzătorul.